Salut, salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. De data aceasta revenim cu Granny pentru că, ce să vezi, un nou update a fost făcut pe Granny și s-a lansat un nou joc Granny în secret. Este vorba de Granny Unbearable Night. Granny Unbearable Night. Am văzut că un abonat mi-a lăsat comentariu să-l joc, l-au jucat și youtuberii din străinătate. Așa că îl găsiți în descriere, o să vă las linkul de la joc. Deci, Granny Unbearable Night. După cum vedeți acolo, în dreapta jos, scrie Beta 02. Ei bine, înainte să spamați în comentarii unde The Forest, unde nu știu ce, gândiți-vă că Rafael este plecat în vacanță de ziua lui și va trebui să-l așteptăm până săptămâna viitoare, marți, miercuri, joi încolo, și după aceea o să începem să facem The Forest. Dar are sens să mă duc eu în The Forest să mă joc eu singur. Ok, Granny Unbearable Night. Apăsați like înainte să începem episodul. Haide să-i dăm drumul. Este un Granny foarte, foarte mișto și un nou update. Hai să vă arăt în spate acolo, așa arată. Difficulty normal, aveți și practice aici. Granny and Grandpa and Angeline nu sta acasă. Ai 5 zile să scapi. Este primul joc în care este inclusă și Angeline. Pentru că este făcut în 2023, este foarte recent. Vedeți aici, Granny, Grandpa and Angeline will find you everywhere. You'll have, ai 5 zile să scapi. Angeline, unlike other runes, așa, fast. Deci Angeline, nu ca bunicul și bunica, aleargă repede. Deci, jocul ăsta e foarte tare, așa că apăsați butonul de like. De ce a început animația? Dacă mai vreți să facem episoade cu jocul ăsta, îmi spuneți în comentarii. Am înțeles, v-a săturat de Granny, dar ce content să postez eu? Orice aș posta este dus și mort. În special, am postat Minecraft, am postat de toate și era dus, era mort episodul. Decât să postez episoade moarte, mai bine postez episodul care îmi place mie să mă distrez. Uite, Granny ăsta mie îmi place. Ăsta e, îmi place mie. Dăm în continuare, băieți, dacă mie îmi place jocul ăsta și l-am jucat offline. Asta este animația, este cu Granny în pădure. Eu sunt ăsta, explorez pădurea și deodată am găsit casa asta. Ce să vezi, în casa asta e cineva. Ieși Aurel pe aici, pe jos, vrea și el să uite. Hai mă, Aurel, vino cu-a. Vino, ps, 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 ps. Dați puțin să-l iau pe Aurel. Salutați-l pe Aurel, băieți. Puneți minutul și zice salut, Aurel, ia uite. Uite-te, Aurel, aici. Te uiți tu la Granny? Te uiți tu la Granny, Aurică? Aurică, te uiți și tu la Granny? Ia uite-l, mă, să uite și el, vrea și el să joace. Cam lungă animația, sincer să fiu. Cam lungă, cu Aurel. Îl lăsăm jos. Cam lungă animația. Da, dura, mă. Ok, cam ăsta este jocul. A durat animația insane. Au trecut 3 minute de vorbăraie, de nebunii. Asta este camera în care mă spawnez eu. Bă, dă-mă să aud mai tare eu. Asta este camera, cam așa arată. O să flicărească în toate părțile, pentru că... Știți și voi pe ce tabletă sunt eu, n-are rost să mă zic. Asta este casa. Casa lui Granny, care ce să vezi? Are numai blăni. Ce casă e asta cu blăni? Eu în viața mea n-am mai văzut case cu blăni. Și a venit bunicul. Băi, bunicul, stai bă cu minte, bunicul. Tăi la un loc, bunicule, că mă urc aici. Deja se aude melodia aia. Și se urcă și bunicul aici? Nu se urcă. Ok, ok, nu se urcă bunicul. O să explorăm puțin casa. Și am observat, ia uitați pe aici. Am observat că dacă piși de aici, ia uitați. Iha! Mă doare în 14. Mă doare în 14 efectiv. Alerg pe aici pe casă. Ce se întâmplă, mă? Vine bunicul supărat. Îmi plac jocurile în care e inclus și bunicul, adică nu e lăsat bunicul de izbeliște. Hai să intrăm în camera asta aici. Ce se întâmplă, bă, vine. Ia uite ce câte aragaze are Granny, mă. Două aragaze. Aragazuri. Două aragazuri. Uite-l pe bunul. Ia că vreau să văd aici. Ce se întâmplă, bă, stologi ăștia. Ia uite cum merg. Veniți, veniți, veniți. Ăștia merg pe bază de mine. Ia uitați, și dacă mă dau pe jos, uitați cât de repede merg. Vreau să vedeți cum ies pe ușa ăștia. Nu le pasă lor de ușă, bă. N-au ei nicio treabă cu ușa. Ok, hai să încercăm să-l trecem. Habar n-am ce trebuie să faci în jocul ăsta. Uite ce canapea are Granny. Păi eu dacă aș filma video-uri cu Rafael cu mâncare,
Uite, Granny la plasmă. Bă, dă-o încolo. Granny cu plasmă. Stați puțin, stați puțin, că e groasă. Babalâți și ăștia merg unul între altul și sunt foarte greu să... Alo? Sunt foarte greu. Vreau să văd animația când te ciungesc ăștia, ia să vedem. Veniți amândoi. Ia. Și eu, bunicul ce face? Merge bunica? Ce n-ai bă face, bă? Ok. Bă, apreciez că te-ai spawnat instant. Nu mai stai tu să poată să scrie. Dâng. Dâng. Ok. Hai să explorăm pe aici casa. Camerele par similare. Nu știu de ce ar avea bunica atâtea camere. Și ușa asta e din Granny exclusiv. Deci să spune că... Ok. Deci ăștia vin. Babalaina, babalăciaina. Și pe aici trebuie să ieșim. No! Wow! Adică nu! Ce nu, mă? Ok, hai să ne uităm pe aici. Vedem că e dulap. E exact din Granny dulapul, după cum vedeți. E luat cu totul din Granny. Am văzut o cheie, am văzut o cheie. Am văzut o cheie. Hai să scăpăm de babalaina. De babalăciaina. Scăpăm și noi de babalăcii ăștia, îi luăm pe aici. Plus că aici e mișto, adică you need a key. Cred că acea cheie îmi trebuie. Acea cheie de acolo, mă aleargă babalăcii. Încerc să văd și eu pe aici ce mai e. Să explorez și eu. Sunt camere și sus. Cred că vin babalăceaini. Să nu iau unul pe parte și unul pe parte. Cam încurcat-o efectiv, cum ar s-ar spune acum, e la modă cuvântul efectiv în România. Toată lumea îl folosește, aici e cu televizorul, am văzut. Îmi trebuie o cheie. După cum am văzut eu la un youtuber spaniol, trebuie să deschizi ușa aia și să te urci pe pereți pe acolo, n-am înțeles. Ok, o altă cameră, de aici am venit eu? Parcă de aici am venit eu. Îmi place că dacă dai crouch, alergi. Aici e la fel, what? Ia hai mă să mergem aici. Oh my god, oh my god, m-a prins bunicul. Ce s-a întâmplat, bă, mâncați-aș? Uite cum e, ia. Dă-i, tată, stă înapoi. Ce ai, mă, nebunit jocul. Ok, mai am câteva zile. Problema este că Angelina aia aleargă repede de tot. Hai să mergem aici jos, să-i tragem aici jos. E cam greu jocul, pentru că e cam buggy. Trebuie să recunosc că e buggy. Dar e interesant că să pun să facă jocuri în 2023. E interesant. Ei acum știu unde sunt pentru că au un script să mă urmărească. Însă acum o să iau... De ce merg pe jos? Uitați ce repede merg pe jos față de în picioare. Cred că e bug-ul făcut. Are bug-ul auto făcut. Ok. Trebuie să apăs un buton aici. Dar nu mai știu care buton. Unde e butonul? Stați puțin, băieți. Uite butonul acolo. Primul buton e acolo. Deci, dacă apăsăm butonul ăla, o să elibereze butonul ăla. Dă-i să vedem pe unde o iau. Da, tată. Da, Marius Andronică. Da, tată. Da, tată. Da. Nu știu cum ajung acolo, deci o iau pe aici. Ia uite, mă. What? Deci, asta e întortocheat rău. Eu nu înțeleg cum ajunge acolo. Stați puțin, băiesc, e întortocheat rău aici, e labirint. Ok. Așa. Perfect. Perfect. Merge să apăsăm butonul. Ar trebui să se... ok, a dispărut aia. Deci a dat drumul la gar la celălalt buton. Eu n-am mai văzut. Duce undeva Granny 8 ăsta. Uite, și aici e următorul buton, s-a ridicat gardul în tavan. Și am deschis ceva, dar nu știu ce am deschis. Știi ce-mi place la jocul ăsta? Caz de aici, dă-i tată, că nu e implementat. Și mergem așa pe jos, ca șobolaina. Știu că era o cheie pe un geam, dar nu mai știu unde era. Am văzut-o că era pe un geam, mă aleargă buricuții. Dar ăștia dacă le închizi ușa, îi doare în 14. Era ok pe un geam. Ia uitați cum intră pe ușă nesimțiții. Păi eu nu pot să intru pe ușă. Ba da, bă, pot, uite. Unde am văzut, mă? Deci era ok pe un geam.
Aici îmi trebuie cheie. Uite aici, în camera asta. N-are cum să nu fie cheie aici, pă. Geam, n-are cum. What? Dai bă cu minte că ne-a luat ala la fleșcăială. Fleșcălaina. Ok, merge singur, începe singur. E nasol că toată casa e la fel. Toată casa e la fel. Ce înseamnă asta? Nu mai știu unde era cheia. Ori pe geamul ăsta. Unde ne băie cheia, mă? Mă, lasă-mă cu babalăcina. Cred că e în debaraua aia cu televizor. Du-te, tată, du-te. Du-te, tată. Aici cred că e. Aici am văzut o cheie. Bă, unde e cheia, mă? Bă, dau-o încolo. Bă, cum nu e, mă, cheia aici? Baba le China. Era cheia pe un pervaz, dar nu mai știu unde. Aici? Aici e, mă. Gata, mă. Alo? Eu nu înțeleg ce cântă atâta, cântă 2000 de triliarde de aoleu. Aoleu, sunt deștepți! Să moară tanța, ăștia sunt deștepți! Ce se întâmplă, bă, 7 triliarde de ori? Nu știu dacă mai e cheia acum, problema e că s-ar putea să fi despaunat cheia, dar... Intru direct și o iau. Unde e cheia? O am? Bă, cred că o am cheia pe mine. Bă, cred că o am cheia pe mine. Fiți atenți că o am cheia pe mine. V-am spus că o am cheia. Nu știu, am intrat în amfiteatru. Unde sunt, bă, aici? Un pătrat. Uite mașina lui Granny. Wow! Grenuța! E mașina aici a ta, Schidolito. Granny Schidolita. Ia uite, bă. Perfect. Știam asta pentru că am mai jucat. You need a seller key. What? Am ieșit pe aici și ce se întâmplă? Trebuie o cheie, deci se desfacă acolo. Bă, lasă-mă, bă, vericule, că m-ai nebunit. Uite o altă gaură pe aici. Dați puțin, băieți, că am mai găsit o gaură în perete. Ia, căruciorul lui aia, lui sifilitica aia. Uite cheia. I need a key. I need a spider key. Bă, ce se întâmplă, bă? Câte chei mai întrebe, mă? Ok, sunt două jaloane aici. Unul care duce tot așa. Bă, ce se întâmplă, mă? Eu nu înțeleg ce se întâmplă, băieți. E un labirint. Ce e ăsta, mă? Și aici? Ce e asta, bă, ce e asta? Că nu înțeleg. Ce cheie îmi trebuie, mă? De unde e cheie? Îmi trebuie o cheie, dar nu înțeleg de unde. Ce cheie? În mașină, unde e? Bă, tocmai ce m-am uitat la un video pe YouTube. Și aici, pe cărușor, e cheia. Ia uite, tata. Ia vezi tata aici. Ia vezi tata. Ia vezi tata. Că nimeni nu găsa cheia. Acolo era cheia cu care deschizi aici. Ia, ce se întâmplă, bă, o lor razna, mi-a luat o minte razna. Și deschidem aici, luăm cheia asta, cu asta deschidem aici sau? Ia, ia, fii atent. La bătrână. Bă, cine să mai uită până aici, codul e 339333. La bătrână, avem un cărucior frumos și ia uitați unde suntem. Oh my god. Aia, băbăciunea asta leargă repede, am înțeles. Dar nu știu unde să mă duc aici și ce trebuie să fac. Butonul. Păsat. Oh my god. Urâtă e să moară, ciupilan! Am murit de tot,
Dar de data asta știu direct cum să fac jocul. Să vedem cam cât durează să-l fac. Deci mă duc aici, iau direct. Ia uite, bă, direct acolo a ieșit. Dă-mă cu minte, buna. Și bunul e tot aici. Unde e, mă, cheia? Era pe aici, pe pervaz. Nu, era ceva cu niște aragaze. Acaraze. Tot bunul, unde e, mă? Uite-l pe bunul, ești nebun. Aici nu e. Ce se întâmplă, bă? Ia uite, mă. Da. Unde e, mă, cheia aia? Bă, mereu mă încurcă, că sunt camerele la fel, băieți. Sunt la fel camerele. I-am zis la Rafael să joace jocul ăsta și a zis că nu vrea, că e urât. Deci, rămân să-l joc eu, băieți, singur. Oh my god. Asta e enervant ce se întâmplă acum. Asta e enervant, că stă pe loc exact când stau eu pe loc. Bă, de ce e așa? Aici e, mă. Toate cheile sunt chei la safe. Ai, ai, ai. Ce să vezi? Wow, wow, dar urâtă e, să moară tanța. Să moară tanța, urâtă era. Ok. Am cheia, mă duc direct la ușa aia. Pentru că aici cheia se salvează. Care era, mă, ușa? Nu aia. Uite, asta e. Nu aia. Asta. Asta. După aia mă duc acolo la găoace. N-am apăsat butonul. Incredibil, n-am apăsat butonul pe tavan. Ok, hai, mă, veniți. Am omis un pas. Hai, bă, frate, lasă-mă, mă. Am omis un pas, n-am apăsat butonul pe tavan, care e cel mai complicat acolo, sincer să fiu. Eu am rău de înălțime și nu prea-mi plac astea, înălțimile astea. Hai, mă! Deci cum era? Trebuie să ajung acolo. Deci o iau pe aici. Da, gata, știu. Aici așa, mamă, cum e făcut. Perfect, hai, mă. Deci, uite, asta mă enervează, are hitbox-ul extrem de mic. Acum mergem și deschidem de aici. Perfect. Ia uite, babalăcii. Perfect, am deschis acolo. Mergem și luăm cheia. Iar am uitat unde e ușa aia. Uite aici, aici, da, e la mijloc. Băieți, jocul e scurt, dar am vrut să explorez eu pe aici, să vedem cum e, cum... Și are o animație super mișto la final. Deci așa... Pe aici, cred. E căruciorul ăla, căruțul. Ce se întâmplă, bă? Trebuie să pui pixel cu pixel pe ea. Deci, aici. Deschidem acum. Perfect. Am mai văzut un joc cu Slendrina, wow. Tare de tot, nou-nouț era jocul. Și acum intrăm aici. Deci am luat, am făcut stânga pe aici. Am făcut stânga încă o dată. După aia am mai făcut o dată stânga aici. Și e butonul. Ce se întâmplă? Bă!
Dumnezeule mare! Ce se întâmplă, bă, și mai merge și singur, să fleșcă e tableta asta singură. Bine că poți să o iei așa direct. Tabletă fleșcăită, aici e aia. Da, mă, că și voi veniți tot acolo! Una tableta fleșcăită. Ok, am apăsat un buton. Mai e vreun buton de apăsat? Habar nu am. Habar nu am. Trebuia să iau o cheie de acolo. N-am luat o cheia. Dar nu știu unde e. Mamă, dacă mai mor o dată. Ce se întâmplă, bă? Păi unde vine, mă, mâncoțaș? Nu îmi spune că e urcă și pici. Ia uite-o, bă. Ce se întâmplă, bă? Stai, bă, cu minte să mai fac și eu jocul. Bă, du-te, bă, încolo. Du-te, bă! Bă, bă. Bă, și mai am o zi, mă. Sau nu știu cât mai am. Și iar trebuie să fac spașii ăștia de 1000 de ori. E foarte buggy. Stă în ușa acolo, mă. Bă, frate, n-aș putea să o iau pe aici, să dau ușa aia direct. Du-te, bă, cu bunicii tăi de aici. E foarte buggy, bă, și vreau și eu să-l trec. Stătea numai acolo. A, mă, nimerit în bucătărie. Ce naiba face X-Ledere? Mai du-te odată, dacă e asta aici în ușă, nici măcar nu e corect joc. Hai mă, lasă-mă, du-te bă acasă cu asta ta. Uitați bă, ce jocuri. Păi bă, cum știe mă să fie numai în ușa ei? Ia mă! Da mă, ea intră pe ușă mă! Ce, trebuie să mă duc pe aici să-i pierd spawn-ul? N-are, mă, n-are cum așa ceva, mă. Și băiatul de, m-am uitat eu la el, a murit aici de 1000 de ori. Da, mă, da, mă. Ia uitați, băieți, bă, nu-l fa, bă, pe ăsta niciodată. Nu-l fa, bă, pe ăsta. Nu-l fa, bă. Eu cred că știu ce a făcut băiatul ăla, a dat pe practice mod și l-a trecut așa, că nu se poate trece. Nu se poate, vedeți și voi. Asta stă numai aici. Bă, las-o, frate, și tu. Du-te, bă, mai du-te și acasă. Ia, uite. Ok, revin. Ok, dau pe practice mod și scap. Să văd cum e să scap din casă. Jocul este buguit. Nu merge să scap de acolo. Mai am o zi, însă aia o să stea non-stop acolo. 100 la 1000. Sunt așa nervos, mai enervat. N-ai, bă, cum să stai numai acolo, mă. Și acum bunicii ies de aici. Lasă-mă să ghicesc, aha. Bine. Cred că știu ce se întâmplă. E, nu te omoară, doar te respawnează. Adică te teleportează. Ba, ba, piciorul în bugul ăsta. Ok, fiți atenți, dacă e încă o dată slendrina, o să dau pe practic și o să ies. Când n-ai cum să treci. Cred că doar din prima încercare, când se spawnează ea într-un loc, acum o să stea numai aici, lasă-mă să ghicesc. Da, da, da. Ok. Trebuie să găsesc un buton. O cheie. Sunt 7 triliarde de astea și de, cum să zic, de tunele. 7 triliarde de tunele. Hai, mă. Unde e, bă, că nici ăla nu știam unde să ducă. Pe aici, pe colțuri, unde sunt, mă? Că aici sunt cel mai probabil ascunse. Uite ăsta. Și nu e, că ăsta ăla avea o daie aici. Înseamnă că nu e asta. Trebuie să fie o
cutie cu o cheie. Bă, să-mi va piciorul, n-ai niciun reper, totul e identic. Tot aici am ajuns, mă. N-am ajuns. De că aici nu cred că am mai fost. Bă, dă-l încolo! Băiatul ăla a tăiat filmarea, cred că s-a învăr... asta e, mă. Acum mai trebuie doar să scap de aici. Și uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi. Du-te, dracu, cu jocul ăsta. Să te duci. Du-te, bă, îl fac, bă. Dar acum puteam să scap lejer, băieți. Mă duceam sub scară și scăpam lejer. Îl fac repede din prima și revin când sunt la final acolo. Mai târziu avem cheia, mă duc și deschid acolo sub scară cu ea, aici unde trebuia, și deschid poarta principală și am ieșit, mi-am bătut capul aiurea. Păi deschide, mă, ia uitați cum stă aici, s-a deschis așa ușor, asta e cheia de la babă. Dar ce e cheia asta, mă? Ah, de la televizor de acolo. Nu, e ultima cheie. De la babă de jos. De la Angelen. Ok, acum dăm gardul ăsta jos. Așa, și am scăpat. Ia uitați. Am intrat, nu știu de ce am intrat aici și acum scap. Și nu e nimeni. Ok, nu e nimeni că nu stă acasă. Aia e, băieți. Nu mai stau să-l fac, dacă vreți să revin cu un episod. Dacă vreți să vedeți animația, o găsiți pe short la mine. Noua animație Granny 1.9. Ăsta a fost jocul. Luați cheia, deschideți acolo, mai aveam un singur pas de făcut. Vă salut, la rivederci!